Începând cu luna noiembrie, inspectoratele județene vor fi desființate. Ele vor fi înlocuite cu direcții județene de învățământ preuniversitar, ce se vor afla în subordinea Ministerului Educației. Aceste instituții se vor constitui drept servicii publice deconcentrate ale aceluiași minister. Inspectoratele școlare vor dispărea de la 1 noiembrie, locul lor va fi luat de direcții județene pentru învățământ preuniversitar și de birouri județene ale Agenției Române de Asigurare a Calității în învățământul preuniversitar. Direcțiile județene se vor ocupa de evaluarea directorilor școlilor. Inspecția Școlară Generală, cea tematică și Inspecția de Specialitate trec la Agenția Română de Asigurare a Calității în învățământul preuniversitar, pe scurt ARACIP. Această instituție va fi finanțată de la bugetul de stat prin buget Ministerului Educației, precum și din venituri proprii, conform legii. Scopul acestei schimbări este cumva să se delimiteze inspecția școlară de activitățile curente, organizarea de concursuri, evaluarea directorilor, concursurile directorilor, toate aceste funcții. Se va proceda la încetarea detașării, pentru că suntem cu detașare, și o eventuală numire pe noile poziții din cadrul direcțiilor județene de învățământ sau a birourilor județene ARACIP. Deci, direcția județeană de învățământ va fi în subordinea directă a Ministerului Educației, iar inspectorul școlar general nu va mai avea această denumire și va fi director în cadrul Ministerului Educației. De asemenea, direcțiile județene, precum cea de sport și tineret, care se află acum în subordinea Ministerului Educației, vor reveni la Consiliul Județean. Aceste schimbări, din perspectiva directorilor, înseamnă un efort financiar deloc de neglijat pentru Consiliul Județean. Nu cred că Consiliul Județean mai suportă niște cheltuieli în plus, pentru că, pe lângă banii de la Consiliul Județean care îi investește în sport, mai investește și Ministerul Tineretului și Sportului. Dar în cazul în care trecem la Consiliul Județean, Consiliul Județean va suporta toate cheltuielile pe plan județean ale sportului și tineretului din județ. S-au încercat de 2 ani de zile, încearcă să ne descentralizeze, să trecem la Ministerul Familiei. Sunt taberele care au o situație incertă, sunt tabere care au probleme juridice, nu au acte, nu au ăsta, nu știu cum pot trece patrimoniul de la Ministerul Sportului la Consiliul Județean. Modificarea va duce, printre altele, la eliminarea suprapunerilor dintre inspecțiile sistemice realizate de fostele inspectorate școlare și Agenția Română de Asigurare a Calității în învățământul preuniversitar.